Fiți atenți ce mai au pe aici. Rice de ăsta, tasty bucket, deci au o grămadă de chestii. Le gaură în fund. Burgeri din Milano n-au gaură în fund. Nu pot să cred. Mamă, cât de bune sunt, frate. Iar acum momentul adevărului. Hot Devil cu nuggetsul. Eu sunt Danu și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi avem un vlog foarte special deoarece suntem în Milano, Italia, și o să testăm Mac Milano. E chiar în spatele meu și sunt curios ce produse au aici, așa că să nu mai stau la vorbă că mi-e poftă și hai să vedem ce produse noi au. Haideți să vedem. În restaurant clar mâncăm. New Species. Ok, deci văd că au niște spicy nuggets. O să luăm 6 din ăștia. Mă, 4,90€. Ia ce sosuri. Hot de... Nu, îl iau pe Hot Devil. Adică să dau forță. Forță în ele. Mamă, deci o porție de nuggets 4,90€. Asta cât vine? 25 de lei? Hai să vedem la burger. Mai se le... Mamă! Vrei să le arăți după, să le faci o surpriză? Nu, no, trebuie să vadă, arătăm așa puțin. Deci au ăștia la burger, te doare capul. Fiți atenți ce mai au pe aici. Rice de ăsta, tasty bucket, deci au o grămadă de chestii. Dar nu vă arăt tot, eu vreau să vedeți și când mănânc. Da, băieții mei, de 41 de euro, uitați, am comandat 1, 2, 3, 4, aproape 10 produse. Și stare curios cum sunt și am comandat, vă zic de pe acum, celebrele înghețate cu pistachio. Și uitați, efectiv, câte am cumpărat cu 41 de euro. Și o să începem cu înghețata cu pistachio. Muzi, o să pui aici o poză în dreapta pentru că n-arată deloc în realitate. Dar hai să vedem măcar dacă e bună. Mmm, bă, prima cu pistachio mi s-a părut extrem de bună. Iar acum este din asta cum e, cu ciocolată sau cu tiramisu ar trebui să fie. Și să specifici și ce e greu ne e să filmăm vlogul ăsta. Da, ne e foarte greu să filmăm vlogul ăsta într-un singur motiv. Când a văzut că am filmat la casă, ne-a zis: nu mai filmați, nu știu ce, dili dă. Deci asta n-am pățit-o în viața mea în România. Și cumva noi acum tragem așa pe ascuns. Dar astea sunt foarte bune amândouă, chiar îmi plac. Acum, cu ce să începem? Malaba la portocala. Și avem doi burgeri aici. Pe amândoi am dat undeva cam la 10 euro, o chestie de genul. Cam așa arată burgerul. Și cum este? Mmm, wow, efectiv, nu are nicio treabă cu burgerul românesc. Le gaură în fund? Nu are la fel. Burgerii din Milano n-au gaură în fund? Nu pot să cred, n-au gaură în fund. Bă, dar pe gust, efectiv, uitați-vă cât de bine arată față de burgerii noștri, are până și avocado. What? Mmm, deci burgerul ăsta e genial. Se numește My Chicken Evo Back. Chiar aici știa. Mamă, cât de bun e ăsta. Ăsta de la mine 10 din 10, efectiv, bun rău. Următorul burger de pe lista noastră se numește My Speak Asigo. Și ăsta a fost tot undeva la 10 euro. Burgerii ăștia mari sunt undeva la 10 euro, adică tradus în România undeva la 50 de lei pe acolo. Ia să vedem cum arată asta în interior. Și înainte să continuăm cu mâncatul acest vlog, noi tocmai ce am lansat cozonacii, o guriță mică pe cozonac, ogm.ro, aveți în descriere linkul. Nu cred, ăștia bagă bacon așa în el, bă, mi se pare wow. Mi se pare sincer mult, mult mai premium făcute decât la noi. Ia carne, vreau să o văd așa independent. Mmm, bă, sincer, și carnea mea bună. Uitați câta hălcoaia de carne. Haideți să vedem cum este. Mamă, nu cred. Doște bun rău. Mmm, ăsta știi ce zici? Zici că este muștar românesc cu fran. Mamă, cât de bune sunt, frate. Deci nu trebuie să bagi ăștia în România burger de la Mac. Pentru că efectiv o să distrugă tot. Deci ăsta mai chicken avo back. Mai bun decât ăsta, asta nu pot să-i dau 10, că nu e la fel de bun ca asta. Ăsta-i dau un 8,50. Dar ăsta e foarte bun față de burgerii noștri tradiționali. Îmi pare rău pentru cei care n-au mâncare la acest vlog. Și vă fac poftăm, dar îmi pare rău. Uitați-o și pe iubita mea care bagă aici burgerul. Da, frate, ăla-i susul. Dar e foarte bun. Dar mai bun ăsta. Mult mai bun ăsta, avobecul. Bă, deci foarte bun Mac Italia până acum. Și am luat aici la 5 euro sau 4 euro. Se numește Sifiziosi Sasuata. Așa. Asta este un fel de pizza de la Mac. Și haideți să vedem cum e. O rupem. Ia uitați. Vai, uitați cum arată, boss. Asta a fost cea mai goală de până acum. Da, a fost chiar cea mai goală. Au fost 3. Au fost 3. Mărturisim, am băgat înainte pentru că mi s-a făcut mult prea poftă. Dar e foarte bună, uitați, are foarte multă umplutură de asta interioară. Foarte bună pizza asta de la Mac. Mă rog, e de fapt nu e pizza, e un fel de calzone. Și am luat și un produs care există în România, dar asta ca să văd dacă e un gust diferit. Am luat ceea ce se numește cheeseburger. Cheeseburgerul l-aveți și noi în România, știm cu toții cum este. Dar vreau să văd cum este în Italia, de-aia l-am luat. Bă, sincer, la prima vedere nu e nicio diferență față de România. E să vedem cum este. Bă, sincer să fiu, ăsta mi s-a părut mult mai prost față de noi în România. De la carne, la cașcaval, la tot. Și ce a zis Betișa, a observat și-a bine. Bă, castraveții sunt altfel aici, nu sunt deloc acri. Acum trecem la ăștia, ăștia mi-au atras atenția de pe meniu. Dar sincer, în realitate nu arată chiar așa spectaculos cum arătau acolo pe meniu. Uitați ce mi-a dat mie să mănânc de asta, furculițe nu-mi dădeau. Că noi v-am zis că în continuare ne ferim și ne uităm stânga-dreapta. Că tot se plimbă angajați de la Mac de aici, care vor să ne ia telefonul din mână. Și am și o întrebare, ia vedeți. Ce-i cu cartoful ăsta verde în mâncarea mea? Ce a făcut la asta? Uite, cartoful verde, se vede? Ia-ți. E verde, boss. Cartof verde de la Mac. Hai, că e bine. Hai să vedem cum ia.
Bă, sincer, nu sunt jai, dar cartofii de România de Mac mi se par mult mai buni. Verditul la cartofii ăștia, bă, ăștia sincer au fost ceva rău. Mi se par foarte slab față de România și cu cartofiul ăsta verde de aici încă n-am aflat care e dilema. Acum mai avem morcovei. Hai să vedem cum sunt morcovei ăștia. Dar în România avem? Avem mere. A, ia. Deci mie. Sincer, asta nu mi se pare wow. Na, e morcov. Na, n-are ce să mi se pare wow. Iar acum, momentul mult așteptat, cred că de toți, nuggets picanți cu hot devil. De sos se numește hot devil, din ce știu, sosul acesta a fost scos din România. Iar acum, momentul adevărului, hot devil cu nuggetsul. Ma, am zis că iau puțin așa pe vârf. Efectiv, mi-a luat gura foc. Mă bag cu niște cartofi de ăștia. Nu, bine că s-a scos sosul ăsta din România. Vai, mi-e rău. Și cu nuggets ăștia. Iar acum cu desertul la care m-am uitat efectiv tot vlogul ăsta, tiramisu. Hai să vedem cum este. Am dat pe el, cred că a fost undeva la 6 euro. Cum a râs mâncația și gura ta. Hai să vedem cum e tiramisu. Nu cred, boss. Nu știu cât de bun e tiramisul ăsta. Deci efectiv e super bun, super zemos, puțin cam prea dulce, ce-i drept. Dar foarte bun tiramisul. Bă, sincer, foarte bun tiramisul ăsta. Aș vrea sincer să-l bage în România la Mac. Lăsați și voi în comentarii dacă ați vrea. Și cam asta a fost masa noastră de la Mac. Bă, sincer, pentru produse de la mine Mac-ul Mac Milano, sincer, primește nota 8.50 spre 9. Personalul de aici, nu vreau să dau notă, că nu vreau să fiu răutăcios. Da, băiatul de la casa a fost ok, în rest, doamna aia care m-a chemat, efectiv, cât am stat aici, au dat razie în continuu în jurul nostru să vadă dacă filmăm o dată la 2-3 minute, mai trecea unul, se uita la noi, venea ce... A fost ceva rău de tot. Burgerii ăștia doi mi s-au părut foarte buni. Ăștia au fost foarte, foarte picanți, din ăștia chiar nu-i recomand. Pistacio asta mi s-a părut cea mai bună înghețată. Și cât am stat aici, m-am transformat în cameră de luat vedere, o să ajung la bătrânețe să stau pe bancă și să supraveghez vinela de la mic. Lasă telefonul jos, la telefonul jos! În spatele meu puteți observa. Așa că nu uitați până data să dați o guriță mică butonul de like, o guriță butonul de subscribe, ca să mâncăm din ce în ce mai multe. Spatele camerei a fost Bebisana, Betisana, la edit a fost Muze, așa că dacă nu iese ceva bine, e vina lui. Și până data viitoare, eu am fost o guriță mică, slash Andu, v-am pupat, am dat drumul la cozonaci, o guriță mică, pa!